Capitolul 1. Adresează-le întrebări. Ce te face să rămâi? Cităm. Nu au întrebat niciodată. AJ. De ce adresăm întrebările importante în interviurile de plecare, dar omitem să le formulăm din timp când încă ar conta? În schimb, facem brainstorming. Specialiștii în resurse umane și liderii de la vârful ierarhiei întorc problema pe toate fețele. Consultanții și grupurile speciale de lucru desfășoară cercetări. Evaluează alte organizații din industriile conexe, toate în încercarea de a găsi răspunsul. În cele din urmă, elaborează strategia, master planul. Ce încearcă să facă de fapt? Să motiveze și să păstreze oamenii talentați, angajații, operatorii de informații, asociații, tehnicienii sau specialiștii, pe cei care fac treaba și care asigură succesul companiei. Se poate ca tot acest efort, timpul și banii, să fie cheltuiți cu folos. Dar noi am observat că aspectele evidente sunt deseori trecute cu vederea. Ți-ai întrebat vreodată angajații ce îi face să rămână în compania ta sau ce i-ar putea ispiti să plece? Dacă nu, ce te-a oprit? Întreabă, pentru a nu fi nevoit să ghicești. Când sugerăm ca angajații să fie întrebați de ce rămân sau ce ar convinge să rămână, auzim: cred că glumiți, nu? Asta nu e cumva ilegal? Sau, dacă primesc un răspuns pe care nu aș vrea să îl aud? De regulă ne învârtim în jurul acestui subiect fundamental din trei motive. Unii manageri se tem să-și pună oamenii în lumina reflectoarelor sau se tem să nu le dea idei, de parcă angajatul nu s-ar gândi nici